1428 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 pe parcursul zilei de joi după procesarea peste 6600 de teste. Din numărul total de cazuri, 7 sunt de import, iar 20 au fost înregistrate în rândul cadrelor medicale. A crescut și bilanțul deceselor. 39 de pacienți au fost răpuși de noul coronavirus. Cea mai tânără victimă decedată joi avea 27 de ani. De la începutul pandemiei, 5307 de oameni și-au pierdut viața din cauza virusului nemilos. În total, în spitalele din țară sunt internați 3693 de pacienți, dintre care 319 în stare extrem de gravă și 61 intubați. Aproape 8600 de bolnavi cu forme ușoare și medii de COVID-19 urmează tratament la domiciliu. Pe parcursul zilei de joi, 1105 persoane s-au vindecat.